Platforma IMM Invest, anunțată cu surle și trâmbițe de guvern, nefuncțională chiar la lansare. Platforma unde IMM-urile pot accesa credite garantate ca parte a planului de repornire a economiei s-a blocat la jumătate de oră după ce a fost inaugurată. În primele momente s-au înregistrat peste 200 de înscrieri pe secundă. Ministrul de Finanțe Florin Câțu acuză un atac cibernetic. Într-o postare pe Facebook, ministrul explică: probabil aceleași persoane care aruncă cu noroi în tot ceea ce face guvernul au atacat site-ul IMM Invest. Nici eu și nici românii onești care au acum nevoie de aceste resurse nu ne așteptam la o asemenea ticăloșie. Nici o problemă, continuăm, mergem înainte. Aflăm cine este în spatele acestui atac și îl voi prezenta public. De un lucru vă asigur pe toți, pe perioada cât site-ul nu funcționează, nu se înregistrează nimeni în acest program. Nu permit nicio șmecherie, a scris Florin Câțu. Prin noul program al guvernului, firmele mici și mijlocii, precum și micro-întreprinderile, vor putea accesa linii de credite și împrumuturi pentru investiții prin schemele de ajutor derulate de Ministerul Finanțelor Publice. IMM Invest este un program destinat micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii. Este destinat tuturor profesioniștilor definiți conform legii 346/2004. Potrivit informației transmise astăzi de Dumitru Nancu, director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, STS și compartimentul specializat al SRI vor gestiona www.iminvest.ro, iar data deschiderii aplicației va fi comunicată în scurt timp. El a precizat că nu are o confirmare oficială a unui atac cibernetic, existând doar suspiciuni. Programul asigură o finanțare rapidă, fără costuri de finanțare și de garantare. 40.000 de întreprinderi mici și mijlocii sunt așteptate în programul guvernamental de finanțare. Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde de lei. Înscrierea în program se face pe site-ul iminvest.ro.